Gata? Hai că am venit, să știi că n-am mâncat. Să știi că n-am mâncat, special pentru asta, da. N-am mâncat nimic. Chef Balan face niște preparate absolut senzaționale. El are foarte multe premii, nu prea se laudă cu ele, dar vă spun eu înainte. Ne-am vrea să înlocuim sarmalele cu o poveste, cu un meniu. Un fel, de fapt. Da, pe care noi l-am mâncat în fermă. Ne-am dorit ca pe acel platou care înlocuiește sarmalele să avem părți din găină. Apoi, dar să nu râdeți, vreo 3 săptămâni la rând am furat mâncarea animalelor. Ceea ce înseamnă că am furat... grâul, arpăcașul. Și aș vrea să facem așa o garnitură din chestia asta. Este clar că trebuie să-i dăm, să-l îmbrăcăm cumva. Noi acceptăm provocarea. Am să gândesc ce putem face împreună și cum să le facem să fie și gustoase. Provocarea asta și gustăm acum. Da. Vreau să vă spun că eu n-am mâncat nimic astăzi. Nici eu, special. Să știi. Da. Este un meniu cel mai... de elită din meniurile pe care noi le avem aici, dar asta se numește și Platinum. Este meniul cel mai scump. Aici am folosit cam tot, să zicem așa, din cărnurile delicate și nobile, piept de rață, avem pastramă de vită, avem creveți, avem baby caracatiță, avem un ficat de gâscă, o rulată de cașcaval cu un crem fresh și un prosciutto, îl avem aici. Colegii mei au mai pregătit acolo o rapsodie danubiană, este un tartar din păstrugă și cu păstrugă, batoc de păstrugă afumată. Uai, ce bun e asta! Șuncă! Pe fratele meu, bine cam. Iubesc! Asta e foarte bun! De pastramă? Să bușim! Un pic de pastramă. Mmm! Mmm? Ce zici? Foarte bună mâncare! Ai viață! Uite, nu avem aici unul! Ia după! Papătul iubire! Somonul e, vezi că somonul e servit cu icre roșii și cu icre negre. Ce onoare! Chef, n-a rămas nimic. Adică nimic n-a rămas, absolut nimic. Era să mâncăm și parfuria. Am făcut aici un medalion de somon cu un orez în două culori. Avem un butter lemon, sparanghel, iar în partea cealaltă avem filet de biban de mare pe orez și rămâne la latitudinea dumneavoastră. Eu zic să ia fiecare câte o farfurie. Sigur, și după aceea gustați de la unul la celălalt. Experiența. Da. Asta este ceva... Mamă cum arată! Minunat! Vai, deci nu vine să cred! Deci îmi place mie! Avem turnul Babel, care are făcut trei feluri de carne. Avem vită, porc și pui și deasupra ficat. Un ficat de gâscă. Patru feluri! Foie gras! Asta e al meu, iubire, de deasupra. Totul e bun. Tot, e perfect totul. Am definitivat, deci urmează acum să testăm meniul ferma cu puiul Brigitte, da? Care gătește Brigitte. Mi-a pregătit șef niște pui, dar cu puiul știți ce o să vă rog? Pentru că noi chiar îl făceam fără nimic. O să vă rog să vă ocupați dumneavoastră de el. O să-i facem un portofel. Ne-am gândit că să folosim toate ingredientele din fermă, morcov, varză, ardei grași, ceapă, niște roșii cuburi. Voi începe cu umplutura, nu? Hai să facem ca în fermă. Deja e făcut aici arpăcașul, sub formă de inimă, iubire. Uite, și cu porumb. Și acum o să punem, la aici avem și de la găini niște porumb. Da? Vai de mine, da. Așa. Arată bine. Și niște cartofi, niște fân, deci este fân. Un piept de pui în fân. Foarte bun meniu.
Nu mă îndoiam pentru că am încredere în Oana și știu de 20 de ani că îi place să lucreze cu cei mai buni. Dar sunt foarte fericită că nu m-ați refuzat și ați acceptat să facem provocare. Această mică sigur. Chestie. Oricând. Sperăm să avem o nuntă frumoasă și la final să ne strângem mâna. Și invitații să fie happy, da? Facă să-i vorbim Domnul Iisus.